Tema emisiunii Reginul în direct de joi, 7 aprilie, a fost curățenia în Reghin. Pe această cale s-a discutat despre ordinul numărul 111 cu privire la stoparea arderilor necontrolate ca urmare a incendierii miriștilor, vegetației uscate și aresturilor vegetale. Detaliile despre prevederile acestui ordin au fost oferite prin telefon de prefectul județului Marius Pașcan. Dumneavoastră ați emis un ordin. Aș vrea să ne spuneți chiar dumneavoastră detaliile. În alte județe ale țării se întâmplă să se ardă absolut necontrolat miriști sau rămăși de pe câmp, înțelegându-se că acest fel se îngrașă probabil solul. Ori dincolo de aspectul absolut dezagreabil și de pericolul pe care le reprezintă aceste incendii lăsate necontrolate, firește că se pune problema și a protecției mediului. S-a discutat de asemenea despre actele necesare pentru o incendiere controlată, cât și despre controalele care se vor desfășura pe raza județului Mureș în vederea depistării celor care nu respectă prevederile ordinului. Ca să se poată incendia controlat aceste miriști, este nevoie de obținerea unui permis de lucru cu focul. Apoi este nevoie și de autorizare din partea Agenției de Protecție a Mediului. Și pentru a evita aceste autorizări și a le ocoli, este că cetățeanul preferă să meargă pe ascuns, dă foc la miriște și mai apoi dispare din zonă. Domnul prefect, ce sperați să se întâmple? Dumneavoastră ați emis acest ordin. Vor urma controalele? Am adus la cunoștința primarilor că au datoria să informeze pe cetățeni și împreună cu organele abilitate să contribuie la depistarea celor care nu respectă ordinul prefectului și legislația în vigoare, tocmai pentru a aplica niște sancțiuni și a vedea că nu ne jucăm și nu glumim. Prin intervenția sa în emisiune, prefectul mureșan a făcut un apel către toți cetățenii responsabili de a sesiza dispeceratul 112 în caz de fum sau foc, astfel încât cei vinovați să fie identificați și sancționați. Discuțiile pe această temă au continuat cu ceilalți invitați prezenți, directorul REAGCL Teofil Moldovan și inginerul Călin Albu, reprezentantul Protecției Mediului.